cât le spune oamenilor că e periculos, că e ilegal să dai foc la miriște, să arzi vegetație în câmp deschis, nesupravegheat. Bine, ăsta pretinde că e alături și supraveghează, dar cum poți controlezi focul pe atâtea hectare? Între Bănești și Bănești Noi. Traseul Chișinău-Bălți. Raionul Telenești. Și înapoi la Prepleță tot am văzut un foc pe deal. Dar de-am însăturat să sun la poliție, la Sângerei, la pompieri. Ei mă întreabă cine l-ai prins? Veniți voi să-l prindeți. O să ia foc satul într-o zi și abia atunci o să-și dea seama că e rău. Sau o să zică o greșit că nu o controlat bine. Să-ți continui să mai ardă. Irresponsabil, ignorant. Cu cine ăștia dacă i-a adunat și i-a lăsat putrezați, că avea îngrășământ pentru pământ. Dar așa în fiecare an. Cred porumb, cred porumb și se miră ca o roadă proastă. Sau bagă îngrășăminte chimice.